Dragi prieteni, vă prezint revista Prietenul numărul 17, în care veți afla noutăți despre Cluj, poante nenumărate, ce să faci când vine să plângi, o poză cu pregătirile pentru alegeri, urare de la mulți ani pentru așa și spicuiri din numărul viitor. Voi prezenta de asemenea un clip video, mă gândeam să-l pun cu la mulți ani. O să vedem. Mesajul ce-l transmit cu revista este: zâmbiți până nu pun ăștia impozit pe zâmbet. Da, așa vom face. Pagina următoare prezintă Clujul, orașul nostru drag, care a ajuns în finala pentru Capitala Europeană a Inovării 2020. Într-adevăr, multe s-au făcut și merită să-l apreciem pe primarul actual, Boc. Urmează un șir de poante care vă las pe voi să le savurați. Poza interesantă, din dreapta colț sus, e cu pensionarii care se reciclează, așa cum am făcut noi cu Universitatea Vârstei a Treia. Și aici urmează sfatul care se dă în momentul când vii, îți vine să plângi. Ridică-ți ochii către cer, acolo este cineva care vrea să te vadă zâmbind, nu plângând. Și fiindcă mai e puțin până urmează alegerile, se pare că se fac pregătiri intense. Se dă în pagina asta o informație privitor la asociația care e creată și dă ajutor persoanelor vârstnice. Deci în numărul viitor. Și acum urmează să vă pun melodia urare pentru cei care i-am scris acum. Crăcian, Crișan, Ana, Crăciun, Rodica, Bucur și ultima care acum e plecată din țară, Lazar, Monica. Deci, la mulți ani la tot acești patru prieteni. Și stă în cești.
Deci încă o dată, la mulți ani de șan, Ana, Crăciun, Gheorghe, Doina, Bucur și Lazar, Monica.